mai importante știri din industria cripto astăzi, 14 martie 2024, o zi în care nu am avut vreo explozie din partea Bitcoin sau din partea Ethereum, însă piața este în continuare extrem de hot, extrem de bullish. Cap avem așa o scădere de aproape 2% a totalului valorii pieței cripto, da? Avem 1,93%, da? La 2,7 trilioane. Ca să vă faceți o imagine clară, 2,7 trilioane înseamnă 2700 de miliarde. 10% ar însemna 270 de miliarde, 1% este 2,7 miliarde, da? 2% înseamnă mai bine de 5 miliarde scădere în 24 de ore. Da? Asta înseamnă prin devalorizarea asset-urilor. Acest articol spune că Ripple, XRP-ul, ar putea să ajungă la 3 dolari pentru că Solana a crescut și că AI coinurile sunt în hype, da? Pentru mine genul ăsta de articol arată cât de superficială este presa și oamenii care creează conținut în perioadele de bull market. În aceste momente, narativa, business planul, ce face un proiect este mai puțin relevant decât charturile, decât hype-ul, decât oamenii care zic gata, se duce la stele, nu știu ce, nu știu cum, da? XRP-ul n-are nicio legătură cu Solana, n-are nicio legătură cu AI-ul, este un proiect de sine stătător, la fel ca și Solana, la fel ca și proiectele din AI. Însă, pentru mine este trist să văd că se repetă ce s-a întâmplat și în 2017, ce s-a întâmplat și în 2021, când nu ne uităm la calitate, ne uităm la cantitate, ne uităm la mamă, câte X-uri face, cât crește, după care când orice monedă cade ca o piftie, zice, mai e, na, bear market, știi? Dar bear market-ul este o definiție aplicată uneori fără sens. Adică sunt foarte multe monede care merită să fie în bear market și sunt proiecte care, sincer, nu ar merita să fie niciodată în bear market. Acest articol vorbește despre faptul că Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, ar fi afirmat că la un moment dat oamenii ar trebui să poată să cumpere Tesla, adică mașinile făcute de el, cu Dogecoin. Din punctul meu de vedere, această narativă ar avea sens dacă o fi printre fondatorii Dogecoin, dacă omul crede atât de mult încât să accepte pentru ce face el și serviciile lui și produsele lui Dogecoin. Bine, înainte să vă îngrămădiți, să fugiți repede la calculator să cumpărați niște Dogecoin, sfatul meu ar fi să așteptați gen ziua în care oficial Dogecoin-ul este acceptat pentru plățile Tesla, da? Că eu dacă aș vinde Tesla, sincer, n-aș accepta Dogecoin pentru că zic ok, și când Bitcoin-ul își oprește creșterea, ce facem? Vindem mașini gratis sau cum? Cine plătește pagubele? Dar asta este o altă discuție. Cum ziceam, în bull market sunt foarte multe povești frumoase, foarte multe știri care au menirea de a impulsiona oamenii să cumpere, să facă, să dragă. Dar trebuie să fim atenți. După cum mulți dintre voi știți, am ajuns în această industrie prin pasiunea pentru tehnologie, pentru utilitate, pentru lucruri care au sens în viața noastră. Iar astăzi vreau să vă prezint SolChat, un protocol de comunicații bazat pe blockchain-ul celor de la Solana, prin care poți să trimiți mesaje text, mesaje vocale și video call-uri. Ideea este că inclusiv fondatorul Solana, da, a participat la un call pe acest protocol. Foarte curând acest proiect probabil va face la fel de mult hype pe cât Solana și proiectele din ecosistemul lor. Găsiți site-ul, se numește solchat.io. Și cred că este o alternativă pentru WhatsApp, Telegram și alte aplicații existente în piață, mai ales prin prisma folosirii infrastructurii de tip blockchain. Curiozitatea m-a făcut să sap mai departe la acest Solana Chat să văd ce oferă. Și spun așa, mesaje încriptate, apeluri audio securizate, wallet to wallet
video calls, adică e ca și cum ai suna, nu știu, din Transwallet sau din MetaMask pe cineva în alt MetaMask. On-chain image storage, da, deci poți să ții pe chain-ul celor de la Solana imagini, group chat, da, când vrei să faci call-uri de-astea de business, și expressive emoji integration. Practic, ceva ce are mare căutare în zilele noastre, sunt convins că un proiect de genul ăsta o să facă un buzz destul de interesant în piața cripto. Dar ce face Bitcoin? Cum o duce Bitcoin? Ei bine, astăzi a avut o corecție pe 4 ore, puțin mai serioasă. Bine, nu mai serioasă ca pe 12 martie, dar s-a dus spre 50 moving average, linia galbenă, care probabil va fi suport. Dacă o pierdem, este altă discuție, intrăm într-o nouă zonă care ar putea să ne ducă chiar aici, la $58,000. Dragilor, atât timp cât suntem peste 69.600, suntem ok. Suntem ok, da? Când suntem peste 71.800, suntem foarte bine și avem aspirații, da? Atât timp cât nu vom pierde acel 69.000 și ceva, nu are rost să ne facem griji, din contră putem să ne uităm în sus. Oare ce o să facă Bitcoin? În clipa în care pierdem 69.000 și ceva, atunci începem să ne facem oarecum niște griji. Oare ne ducem la 60, oare ne ducem la 58, oare ne ducem la 54? E o altă discuție. Dar până atunci suntem ok. Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red.pay, sponsorul știrilor de la ora 19. Un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor. Are KYC. Au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă. Au $100,000 limită de payment, ceea ce este huge, adică huge. $100,000 pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100.000 de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că, dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red.pay, cel mai șmecher card cripto posibil.